Au fost amplasate noi indicatoare rutiere pe raza municipiului Slatina. Însemnele rutiere arată direcțiile spre diferite localități din țară și sunt montate pe străzile principale și la ieșirile din oraș. Ele sunt montate în principiu la principalele intersecții. Am început cu intersecția de partea de jos a orașului, Ionașcu, cu George Poboran și Sfântul Constantin Brâncoveanu. Am mers pe strada Ionașcu, ne-am deplasat către Tudor Vladimirescu, intersecția de la Nicolae Titulescu și Oituzul Ionașcu. Sunt montate o parte și pe Bulevardul Aicuza, către giratorul de Steaua, pe strada Cireașov. În mare majoritate o să vedeți că sunt deja puși stâlpii metalici. Odată cu această investiție, traficul rutier va fi fluidizat. La nivelul municipiului e cert faptul că era necesară montarea de indicatoare rutiere de orientare. Noi deja am dat drumul la un contract care are o durată de 12 luni. Am început în urmă cu 2 luni. Este vorba de indicatoare de dimensiuni mici, medii și mari. Se vor monta pe stâlpii metalici în marea majoritate, dar și pe grinzi cu zebrele și pe acele console formate din stâlp plus braț, peste care se montează indicatoare suspendate deasupra carosabilului. Lucrările de montare a noilor indicatoare rutiere continuă și în următoarea perioadă, spun angajații Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public Slatina.